Salutare tuturor! Sunt în Maroc, la Marrakech, la volanul primului automobil Dacia care este produs exclusiv în afara României. Logi! Am venit aici cu trei curiozități în minte. Prima este cum merge motorul de 1,2 litri TCE pe benzină turbo ce livrează 115 cai putere. Dar aici, în Maroc, n-am mers doar cu motorul de 1,2 litri, ci cu trei motorizări disponibile pe logii. 1,5 litri DCI de 110 cai putere, 1,5 litri DCI de 90 de cai putere, cum este mașina în care mă aflu acum, și 1,2 litri benzină. Motorul turbo de 1,2 litri este primul pe benzină supraalimentat, montat vreodată pe o Dacia de serie și pare un propulsor vioi, silențios și economic. Este un motor care îmi place și este, fără îndoială, o alegere bună. Sincer, cel mai mult mi-a plăcut motorizarea de 1,5 litri DCI de 90 de cai putere, deci practic motorul diesel de intrare în gamă. Are o întârziere a turbinei, așa zisul turbolag, mult mai mic decât varianta de 110 cai. Deși dieselul mai puternic este mai rapid pe hârtie, într-o exploatare normală e mai plăcută la condus varianta de 90 de cai, cu 5 viteze. Mai mult decât atât, transmisia cu 6 rapoarte de pe dieselul de top are treptele foarte lungi și îți lasă mereu impresia că mașina n-are suficientă viață în ea. A doua curiozitate era legată de diferențele dintre Logii și Logan MCV. Ei bine, Logii este mai lungă cu doar 2,7 cm, dar spațiul e mai bine folosit și habitaclul este imens. Puntea spate a Logii este preluată de la actualul Renault Kangoo. În al treilea rând, eram curios să văd ce părere au marocanii despre Logii. Am găsit doi și par foarte mulțumiți și fericiți că Logii e făcută în țara lor. Dacă ar fi să numesc trei lucruri care îmi plac foarte mult la mașina asta, ar fi, în primul rând, că ergonomia e foarte bună, mult mai bună decât la restul automobilelor Dacia. Practic, materialele sunt de o calitate percepută mai înaltă și spațiul interior este foarte generos, inclusiv pentru pasagerii de pe al treilea rând de scaune. În al doilea rând, îmi place că mașina e mai bine antifonată decât restul modelelor din gamă. I-am întrebat pe cei de la Dacia și spun că Logii este mai bine antifonată cu 30% față de restul modelelor. Și în al treilea rând este sistemul MediaNav, care este în primul rând accesibil și în al doilea rând foarte ușor de folosit și practic. Este exact ce ai nevoie pentru o mașină ca asta. Pe lângă etajarea perfectibilă a cutiei de viteze cu 6 trepte, despre care am vorbit mai devreme, un alt minus merge la sistemul de direcție. Pe drumuri proaste simți și auzi un cloncănit ciudat. Îmi amintește de Dacia Supernova pe care am făcut școala de șoferi în 2003. În plus, când ai roțile virate și una dintre ele pierde ușor aderența, simți din nou un volan acel tremurat, însoțit de cloncănit. În concluzie, Dacia Logii are o sumedenie de ași în mânecă și doar două minusuri. Turbolagul dieselului de top și direcția gălăgioasă pe drumuri proaste. În rest, e o mașină foarte bine făcută și are un raport calitate-preț imbatabil.